Doar 2 zile ne mai despar de sărbătoarea iubirii, așa că îndrăgostiții au început deja să caute darurile potrivite pentru a-și surprinde partenerele. Chiar dacă mulți dintre ei au un plan să cumpere câte o jucărie de pluș care să simbolizeze iubirea, alții nu se opresc doar aici. O mare parte dintre domni mizează pe faptul că de fiecare dată nu au cum să dea greș când dăruiesc o floare. În ajutorul lor au venit atât comercianții de flori din piață, cât și angajații florăriilor care au pregătit pentru ei buchete și ornamente florale care mai de care mai frumoase. Trandafir, zambile, crin imperial și lalele sunt doar câteva dintre florile de sezon pe care florarii le pun la dispoziție clienților. Prețurile acestora sunt cuprinse între 5 și 15 lei. General, inimioarele este un suport din burete în formă de inimioară și se cere foarte mult. Avem comandă și ornamente. Fiecare are imaginația lui, fiecare are plăcere. În general, trandafiri roși. Acum, ziua îndrăgostiților, trandafiri roși. Am dat-o de acum, ne pregătim. Să vedem dacă o fi ceva. Sperăm să fie. Suntem prea mulți. Ce le oferiți giurgiuvenilor? Păi, trandafiri mai mult, orchidee, gerbera. Dacă o mare parte dintre giurgiuveni aleg să cumpere flori de la piață, există însă și o variantă ajutătoare pentru cei care sunt ocupați și nu au timp să plece de la birou. Aici vin în ajutorul lor angajații florăriilor care le pun la dispoziție peste 100 de variante de ornamente. Doamna Aristița Conțeanu, în vârstă de 54 de ani, este una dintre persoanele care practică meseria de florar de când se știe, așa că doamna Aristița ne-a făcut o mică demonstrație cum ar arăta un aranjament. Can't you see? You're everything I hope for. Aranjamentele în stil inimioară sau ursuleți sunt doar două dintre felurile în care giurgiuveanca așează florile. Prețul unui astfel de aranjament pornește de la 100 de lei și poate ajunge chiar și la 1000 de lei, în funcție de felul și numărul de flori ales de client. Giurgiuvenii cu un program încărcat pot alege să comande un aranjament floral prin telefon, iar acesta va ajunge la adresa dorită. Diverse modele, de la ursuleți, cum se vede, în boluri, în inimioare, în diverse vase, depinde ce preferă clientul. Către ce își îndreaptă atenția giurgiuvenii? Către inimioare și mai cel mai mult cât un fir de trandafir. Tineri în general, cine își permite și aranjamente mai mari, mai costisitoare. Spuneți-mi, vă rog, care sunt florile preferate? De Valentine's Day, trandafirul roșu în special și florile roșii și albe în special. Deși gama de flori este una variată, în preferințele giurgiuvenilor rămân trandafirii roșii, care odată dăruiți, sigur le va aduce mulțumirea persoanei iubite.